În mini-vacanța de Sfânta Maria, pompierii au fost prezenți la datorie. Nici de această dată evenimentele nu au întârziat să apară. Numai puțin de 34 de incendii de vegetație uscată și alte 3 de locuințe și anexe. Printre cele mai însemnate amintim incendiul de sâmbătă de la prânz din localitatea Bălănoaia. La fața locului s-au deplasat pompierii din cadrul detașamentului Giurgiu cu 2 autospeciale de stingere și o cisternă, dar și un echipasaj. Pompierii au constatat faptul că incendiul se manifesta violent cu degajări de fum atât la vegetație uscată, cât și la un pătul la acoperișul unei bucătării de vară construită lângă locuință. O femeie în vârstă de 91 de ani a fost ajutată de pompieri să iasă din casă. Atât aceasta, cât și un bărbat în vârstă de 56 de ani au fost evaluați medical la fața locului și au refuzat transportul la spital. Pompierii au acționat rapid și au reușit să protejeze casa și proprietățile învecinate. Au ars aproximativ 200 de metri pătrați de vegetație uscată, un pătul pe o suprafață de 20 de metri pătrați și acoperișul unei bucătării de circa 25 de metri pătrați. Incendiul s-a extins și în curtea vecinilor, unde au ars în jur de 200 de metri pătrați de vegetație uscată. Cauza probabilă de producere a incendiului a fost crearea intenționată sau din culpa condițiilor de a genera incendiul. Câteva ore mai târziu, un alt incendiu s-a produs în localitatea Cosoba. Potrivit pompierilor, un incendiu violent s-a extins rapid la 2 gospodării vecine pe o suprafață de aproximativ 80 de metri pătrați. La fața locului s-au deplasat pompierii din cadrul detașamentului Bolintin Deal cu o autospecială de stingere și o cisternă. Aceștia au constatat faptul că incendiul se manifesta atât la vegetația uscată și deșeuri menajere, cât și la anexe pe o suprafață totală de circa 60 de metri pătrați și la bunurile din interior, la un solar în jur de 10 metri pătrați și la gardul dintre proprietăți. Pompierii au acționat rapid și au reușit să protejeze casele. Cauza probabilă de producere a incendiului a fost focul deschis în spații deschise.